Compostăvar, este o tabără în care copiii redescoperă principiile cavalerismului medieval. Să fie mai buni, să fie mai altruiști, mai buni în sensul medieval al cuvântului. Să fie altruiști, să se gândească întotdeauna la cel de lângă el, înainte de a se gândi la sine, să învețe din frage de copilărie să dăruiască, având conștiința că dăruind vor dobândi mult mai mult decât ceea ce au dăruit. Spadele în mână. Facem primele demonstrații, da? Cei din partea aia o să apere, noi de aici o să atacăm, da? Deci stați în poziția de luptă cu tălpile frumos pe pământ. Așa. Spatele un pic mai drept. Spatele un pic mai drept. Vârful. Îndreptați-l spre vorbia sau pieptul animicului. Asta e principala gardă. Da? Copiii se trezesc dis de dimineață, iar după un program de pregătire și după masa de dimineață intră direct în activități, în aceste ateliere. Apoi avem excursii în împrejurim, excursii care nu au ca scop doar vizitarea unui anume obiectiv. Mai importantă în această excursie este drumul până la acel loc decât locul în sine sau atingerea acelui obiectiv. Tot ce se întâmplă aici este îmbibat de bunul gust și seriozitatea nemțească. Activitățile într-o astfel de tabără presupun mai multe ateliere. Un atelier de scrimă cu spadă medievală, un alt atelier de tir cu arcul, un atelier de realizare manuală a hârtiei și un altul de pictură și heraldică medievală.